Bună ziua, dragi păfticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi voi pregăti fursecuri cu lămâie. Și acum, hai să trecem la treabă! Pune untul și zahărul într-un bol. Amestecă ingredientele împreună până primești o textură cremoasă. Apoi, sparge treptat câte un ou, continuând să mixezi. După care, toarnă esență de lămâie, esență de vanilie, răzuiește coaja de la o lămâie și mai amestecă puțin. La capăt adaugă făina, sarea, praful de copt și incorporează toate ingredientele împreună până nu vei mai avea cocoloașe. Ia mici cantități de aluat cu două linguri și încearcă să faci bile rotunde la o distanță de 3 cm pe tava de copt pregătită. Deasupra fiecărui biscuit răzuiește coaja de lămâie. Pune tava la cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius, regim cu ventilator pentru 10-12 minute sau până marginile devin aurii. Scoate biscuiții din cuptor, lasă să se răcească complet și servește cu plăcere! Poftă bună! Aceste fursecuri sunt crocante la exterior și moi în interior. Nu sunt greu de preparat și nu aveți nevoie de ingrediente sofisticate. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!